7 zile consecutive de grevă la uzina de vagoane din Drobeta Turnu Severin, iar angajații nu au primit niciun răspuns. Sătui de salariile mizere primite după 10 de ani de muncă, aceștia scandează pentru o mărire de salariu de 500 de lei. Este o discrepanță majoră între venitul primit și munca depusă în această fabrică. Greva continuă la uzina de vagoane din Drobeta Turnu Severin. Cei 400 de muncitori ai fabricii au întrerupt activitatea pentru a 7-a zi consecutiv pentru a-și exprima nemulțumirile cu privire la salariile primite. Această revoltă venită din partea angajaților pare a fi degeaba, întrucât nimeni nu le înțelege nemulțumirile. Cu toate astea, se fac demersuri pentru înființarea unui sindicat care să reprezinte interesele muncitorilor de la uzina de vagoane din Drobeta Turnu Severin. Astăzi, angajații din uzina de vagoane Drobeta Turnu Severin ai companiei Asarail s-au organizat în constituirea unui nou sindicat care să fie afiliat Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că membrii de sindicat din vechiul sindicat în care ei erau afiliați și membrii au considerat că au fost trădați de către mișcarea sindicală, de către fostul lider și au, până urma negocierilor, din vechiul contract de muncă, unul păgubos. Păgubos din punct de vedere al companiei în care lucrează și al intereselor lucrătorilor. Scopul nostru este acela de a-i coordona pe sindicaliștii din noul sindicat înființat pentru a-și negocia un contract de muncă, pentru a se așeza la masa de dialog cu compania, dialogul fiind de altfel principala modalitate de rezolvare a soluțiilor. Am încercat și astăzi să facem acest lucru, spun că am încercat pentru că conducerea întreprinderii a refuzat orice dialog cu noi și cu muncitorii, nu cunoaștem motivele, însă lucrul acesta ar trebui să ridice mari semne de întrebare la nivelul conducerii holdingului, pentru că se pare conducerea de la Drobeta Turnu Severin este una pusă pe căpătuială, pe dezvoltarea unor relații de prietenie și familie, de dezvoltare a oricăror altor principii, numai cele ale producției nu și a grijii față de lucrători, bineînțeles. Adunați pentru a 7-a zi în curtea fabricii, angajații încă nu au primit niciun răspuns. Din contră, un reprezentant al companiei nici măcar nu a dorit să iasă să discută cu aceștia, ignorându-le cu noșalnanță disperarea din incinta unității. Directorul unității refuzând să vorbească cu echipa Mehedințul Meu. Să rămână, vrem să vorbim și noi cu directorul, este de la Mehedințul Meu. Sigur. Trebuie să spun că nu trebuie niciun interviu, pentru că nu suntem autorizați. Păi, ca director nu poate să dea un interviu? Vreau decât un punct de vedere al dumnealui vis-a-vis de protestul angajaților, care iar în... Asta mi-a spus, asta o spun. Deci nu vrea să vorbească cu presa, sub nicio formă. Se pare că nu. Oamenii sunt disperați pentru că după 10 de ani de muncă sunt plătiți cu salarii de mizerie, iar de munca lor se pare că beneficiază doar conducerea unității, din spusele oamenilor, aceștia având salarii și bonusuri uriașe. Din păcate, drama acestor oameni este pe departe de a se sfârși.